Membrii Camerei Reprezentanților Mexicane au aprobat modificări legislative pentru a permite utilizarea marihuanei de către adulți pentru recreere și divertisment. Amendamentele adoptate vor permite locuitorilor țării peste 18 ani să transporte până la 28 de grame de cannabis pentru uz personal, precum și să cultive de la 6 până la 8 tufe de cannabis la locul lor de reședință. Iubitorii de marihuana au salutat decizia parlamentarilor. Decizia finală cu privire la cannabis va fi luată de Senat. Votul trebuie să aibă loc până pe 30 30 aprilie, după Canada și Uruguay Mexicul va deveni a treia țară din America care legalizează marihuana. Autoritățile mexicane se așteaptă să submineze puternicele carteluri de droguri prin reglementarea circulației cannabisului.